În procesul de vindecare al leziunilor corneene la câine și la pisică există și o fază de vascularizație. Dacă privim cu atenție ochiul drept la această pisică, zona centrală încă fixează floreceină, dar verdele acela este un verde diluat și de jur împrejur există o vascularizație destul de evidentă care bordează leziunea. Diagnosticul este la ochiul acesta ulcer melting cornean vascularizat. De fiecare dată spun proprietarilor când începem să tratăm o leziune corneană de gravitatea ulcerului melting cornean că în momentul în care se vascularizează e de bine chiar dacă din punct de vedere estetic ochiul arată destul de rău. Dispare blefarospasmul, epifora nu mai este atât de evident, ochiul nu mai doare și presiunea intraoculară ajunge la limita normală. Ulcerul melting cornean vascularizat evoluează și cu uveită uneori, de aceea cu toții știm tratamentul corect și complet al ulcerului melting cornean la pisică și la câine. Antibiotic sistemic și alegem de obicei doxiciclina, iar local serul sangbin, cicatrizantele corneene și un colir cu un antibiotic și alegem floxalul de obicei. Deci, în evoluția oricărei leziuni corneene există și o fază de vascularizație, astfel ochiul se va vindeca cu vascularizație într-un timp mai lung sau mai scurt în funcție de profunzimea leziunii și este foarte importantă și vârsta pacientului nostru. Pacienții tineri se vindecă mult mai repede. Deci chiar dacă arată inestetic, această fază de vascularizație este de bine.